A trecut un an de la asasinatul cu bombă din Arad afaceristului Ioan Crișan. 400 de audieri, investigații și percheziții, dar până acum autoritățile nu au niciun suspect. Degeaba au trimis procurori de la București, degeaba s-au bătut autoritățile cu pumnul în piept. Nimic. Într-un an de zile, anchetatorii care investighează asasinarea afaceristului Ioan Crișan nu au descoperit mai nimic care să-i ducă mai aproape de făptaș. Singurele lucruri cu care se laudă procurorii sunt că au descoperit ce a făcut victima în ultimele zile, au aflat ce explozibil s-a folosit în atac, au analizat comportamentul lui Ioan Crișan și cam atât. S-a stabilit traseul victimei în perioada de interes. Au fost analizate relațiile comerciale derulate de victimă. A fost realizată o analiză comportamentală de către structura de profil din cadrul IGPR. Nu au fost confirmate informațiile privind implicarea victimei în activități de crimă organizată. S-a stabilit tipul de exploziv de mare putere, arată un comunicat al parchetului general. Și ministrul afacerilor interne recunoaște că ancheta nu a mers așa cum își dorea. Evident că ne-am dorit ca munca noastră și tot ceea ce am făcut în acest timp și am livrat către procuror să dea rezultate. Ne dorim la fel de mult ca toți românii să elucidăm acest caz unic în acești 30 de ani. Am spus și atunci, imediat după ce s-a întâmplat la Arad, că da, este o tragedie. Omul de afaceri Ioan Crișan a murit în dimineața zilei de 29 mai 2021 la Arad, în urma unui atentat cu bombă plasată chiar în mașina personală. Imediat după incident, ancheta a fost preluată de parchetul general. Deși inițial anchetatorii anunțaseră chiar un cerc de suspecți, acum, la un an de la asasinat, procurorii ne anunță că urmărirea penală se face in rem, adică încă nu este nicio persoană pusă sub acuzare în acest dosar.